Salutare IT-șilor, astăzi avem un challenge foarte, foarte interesant. Voi încerca să cânt la acest pian folosind Cypress și tot ce ne oferă acest framework de testare. Prima dată voi încerca să văd ce poate face ChatGPT, pentru că nu-i așa, AI-ul o să ne locuiască în curând, joke. Să vedem ce poate face AI-ul cu un cod cu Cypress și apoi, dacă nu funcționează, eu sper să funcționeze din tot sufletul, voi încerca să fac eu să meargă, să cântăm la pian folosind cod și Cypress. Hai să trecem la calculator. Acesta este site-ul muzica.com/piano, unde avem un pian care unde se poate cânta. O să pun căștile aici să auzi. Vezi, cam așa poți cânta la acest pian. Acum voi face un automation folosind Cypress, astfel încât să se cânte o anumită melodie și am ales Oda Bucuriei pentru că e cea mai simplă melodie pe care o cântă toți copiii atunci când învață să cânte la pian. E doar din câteva note care se tot repetă și așa mai departe. Bun, hai să trecem la ChatGPT, unde îi voi spune să folosească please use this website, așa, and write a Cypress.io script that will play the piano ode the joy, așa, Oda Bucuriei on the piano. Sănătate, Cypress.io, să vedem ce se va întâmpla. Apropo, am aici ChatGPT versiunea free, dar cu acces la internet și cu câteva chestii extra foarte bune. Am făcut un video recent despre cum poți avea gratuit acces la ChatGPT, varianta cu internet și cu niște chestii extra, deci nu varianta aia simplă pe care o are toată lumea. Ok, dăm enter și așteptăm. Ia uite că și-a dat seama despre ce e vorba, uite cod JavaScript și uite că ne-a dat un test. Cred că acest video o să fie extrem, extrem de scurt. Bun, voi copia acest, uite aici, copiază codul și voi merge în Cypress. Bine, nu în Cypress, în VS Code, unde voi da paste acestui cod și acum voi merge în dashboard-ul de Cypress, unde, ce să vezi, avem fișierul nostru. Voi încerca să-l rulez, ia să vedem dacă se aude ceva. Închid asta. Opa, ne-a dat o eroare, ia să vedem. Așa, expected to find element key data note E4. Hai să copiez chestia asta și să vedem dacă există data note E4. Și voi merge aici, F12, așa, Ctrl F. Data note E4 nu există. Nu există în cod data note E4. Hai să-i zicem la ChatGPT că please use a different selector because it's not working. Boom! Acum, a doua încercare e întotdeauna cu succes, mai ales când vine vorba de AI, care e mult peste ce poate face un simplu om. Din nou joke. Hai să vedem ce ne dă de data aceasta. Noi, acum, după câte văd, ne-a dat ceva asemănător. Nu cred că o să meargă, că fac un test. Nu merge, nu. Tot nu găsește, că e cam același lucru. Hai să-i dau mură în gură niște selectori de care să se lege. Și anume, hai să venim aici și să vedem noi cum putem selecta clapele astea. Data keynote, da, după data keynote, dar el de ce pune E4? Hai să vedem dacă există key-ul E4 în primul rând. Nu există. Cred că avem doar E1 sau 0 ar fi ăsta. E1E, nu E1, 1E. Ok, deci am găsit o problemă aici. Cred că nu avem până la 4E, clape până la 4, avem 1... 2, 3, dar deci avem doar 3 game sau cum se numesc astea, deci nu avem 4 și trebuie inversată litera cu cifra, văd. Ok, hai să-l cântăm aici la mijloc. Începe cu E4, hai să zicem să înceapă cu E2, de fapt cu 2E. Ok,
Mai încercăm o dată. Hai că îi scriu eu direct aici selectorul. Îl luăm de aici, așa, și îl punem aici. Starting from data note 2. Hai că acum simt că dacă i-am dat mură în gură, selectorul o să funcționeze. A treia oară e cu noroc, știm cu toți acest lucru. Nu știu de ce se mișcă extrem de greu cu răspunsul acesta. Mai stau câteva secunde, dacă nu merge o să resetez discuția asta, dar văd că începe să meargă. Cred că o să revin când postează codul. Și uite că a pornit într-un final, am întrebat încă o dată același lucru. E, acum pare mai interesant. 2E, 2E, 2F... Arată mai bine, nu te minți, s-ar putea să meargă. Hai să copiez codul. Mergem aici, Ctrl-A, Ctrl-V, Save și repede cu căștile. Ceva s-a întâmplat, stai să văd unde s-a blocat. Key, nu știu ce. This element is being covered. Ok, cred că îmi dau seama despre ce este vorba. Pentru că vezi, aceste taste negre acoperă oarecum unele taste albe, taste, mă rog, clape. Asta înseamnă că el încearcă, cred că, să dea click aici în centrul clapei și cred că e foarte aproape sau dă click uneori peste clapa asta neagră. Atunci ar trebui să zicem să dea click în partea de jos a clapei. Hai să vedem dacă știe să facă acest lucru, pentru că Cypress îți permite să faci acest lucru. Ok, so this is working, but you need to modify the code to click on the bottom / lower part of the selected key. Ok. Și să dea click în partea de jos a clapei, acolo unde nu se suprapune cu clapele acelea negre, care, din păcate, nu știu cum se numesc, bemol sau ceva de genul acesta. Puteți să-mi scrieți în comentarii dacă știți cum se numesc. Ok, și-a dat seama de position. Cred că a patra, a cincea încercare, cred că e a patra încercare, e cu succes acum, pentru că, normal, AI-ul e viitorul. Repede căștile. E prea slow ritmul, 3500 weight. Ok, știu ce trebuie să facem. Mergem aici să vedem, dar el încă cântă. 500 ori index. De ce face 500 ori index? Da, văd că tot crește acel weight. Nu are niciun sens. Hai să-i spunem aici. Ok, but please don't increase the wait time with the index. Nu știu de unde a înțeles el că ar trebui să înmulțească aici cu 500 fiecare index din acest array. Ok, avem noul cod. Uite că sunt doar 500 de milisecunde, nu le mai înmulțește cu nimic. E un ritm bun, probabil, la fiecare jumate de secundă să apese câte o clapă. Selectorii sunt buni. Acesta cred că este codul final, la 5-a încercare. Și hai să vedem. Ia să ascultăm. Păi, mai bine. Ia închide ochii. Deja îl văd pe Mozart sau cine a scris melodia acum. Cântă la pian. Mă, e bine. Hai să fac și eu o încercare să vedem cum sună la mine dacă aș face eu acest test. Și pentru asta mă folosesc de un site random pe care l-am găsit online, unde avem notele scrise pentru acest cântec. Voi lua aceste note, le voi transforma într-un array, le punem aici și cu un Ctrl-F Replace, o să copiez exact acea bucățică, o să o pun aici, o să o înlocuiesc cu acest
format, așa, la care o să pun și un 2 în față, pentru că vom cânta în acea a doua gamă. Arată ok, hai să dăm un replace. Da, aici la capăt lipsesc niște ghilimele și în față probabil, da, și un 2. Ups, 2, așa, și să-l punem totul într-un array și avem un array cu notele acum foarte rapid făcut. Îl copiez și aici într-un test nou voi pune acest array într-o variabilă, deschidem site-ul cu pianul și în câteva secunde o să fac o magie să apară codul pe care l-am scris și l-am testat astfel încât să nu pierdem o grămadă de timp. Și codul meu arată cam așa. Am fost nevoit să pun aici un mic click cu un wait, astfel încât să se închidă pop-up-ul ăla care apare cu cookie-urile sau ce-or fi. Pe urmă, am luat notele, am dat click pe ele un pic mai rapid, 200 de milisecunde versus 500 cât făcea AI-ul. Și aici am mai introdus eu prin anumite locuri, anumite pauze în melodie ca să sune un pic mai bine, pentru că nu se cântă în aceeași cadență, nu apeși pe note în același ritm, în continuu. Ai nevoie și de niște mici pauze. Și acele pauze se vor face cu un wait un pic mai mare. Și venim la testele noastre. Voi pune căștile așa ca să nu le mai țin în mână. Așa. Și acum voi deschide testul meu. Da, merge. Na. Spune-mi tu acum, care variantă a fost mai bună? Varianta AI-ului sau varianta mea? Da, cu AI-ul a durat mult mai puțin, a durat pe la vreo 10 minute cu toate încercările, repetițiile și așa mai departe. Varianta mea a durat vreo 30-40 de minute până am scris tot codul și a funcționat totul perfect. Mie mi se pare că varianta mea e un pic mai bună. Acum, spune-mi tu care e părerea ta. Nu, dacă vrei să înveți și tu să faci asemenea lucruri, să înveți testare automată sau testare manuală sau să te pregătești pentru un interviu de QA la nivel mediu, junior, internship, îți recomand cursurile mele de pe Udemy, le găsești sub acest video în primul comentariu, niște cursuri care sunt bestseller la prețuri foarte, foarte bune. Și bineînțeles, dacă vrei să mai vezi asemenea challenges, spune-mi în comentarii ce ai vrea să fac, ce ai vrea să mai testez și cum ai vrea să fac acel lucru, astfel încât să facem niște videos mai entertaining, pe această temă, folosind cod și folosind anumite tool-uri online, anumite aplicații din astea mai interactive și mai interesante. Mersi că te-ai uitat până acum, dă-mi te rog un like sau lasă un comentariu ca să ajutăm acest video să ajungă cât la cât mai mulți oameni și să ne vedem bine într-un video viitor.